Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre dialogul formal și informal în comunicarea orală. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Care este relația dintre participanții la dialog observând limbajul pe care îl folosesc? Profesorul, elevul. Bună ziua, stimați invitați! Îi voi da cuvântul celui mai bun elev al școlii noastre. Mulțumesc, domnule profesor! Sunt onorat să vorbesc în fața acestei audiențe. Cei doi participanți la dialog, profesor și elev, se află într-un cadru public, la o festivitate de absolvire, și folosesc un limbaj oficial. Acesta este un dialog formal. Care este relația dintre participanții la dialog, observând limbajul pe care îl folosesc? Salut, Andrei! Ce mai faci? m și pe mine cu tema la română că am căutat pe net, dar n-am găsit mare chestie. Salut! Normal că te ajut! Numai să-mi spui ce ți-a dat bătăi de cap! Cei doi participanți la dialog sunt colegi de clasă și folosesc un limbaj familiar. Acesta este un dialog informal. Să reținem! În funcție de relațiile dintre participanții la dialog, acesta este dialog formal, când se desfășoară într-un cadru public, iar persoanele, personajele folosesc un limbaj oficial. Dialog informal, când se realizează între persoane, personaje, între care există o relație apropiată, folosindu-se un limbaj familiar. Pentru primul dialog, cel formal, Observăm că respectă anumite reguli de desfășurare. Participanții au poziții anterior stabilite, profesor, elev. Se utilizează formule de adresare protocolare, stimați invitați, domnule profesor. Afectivitatea este redusă, enunțurile sunt elaborate. Cel de-al doilea dialog, cel informal. Observăm că folosește diverse teme, fără anumite reguli. Participanții nu au poziții anterior stabilite. Utilizează formule de adresare apropiate. Salut, Andrei! Se exprimă afectivitatea. Enunțurile nu sunt atât de elaborate. Să exersăm împreună! Comparați pe baza caracteristicilor amintite. Natura formală sau informală a dialogurilor propuse. Primul dialog. Bună, Victore, care mai e viața ta? Super, merg toate ca pe roate. Tu? La fel, mă plictiseam și pierdeam vremea pe Facebook. Ai un profil interesant. Uite de ce te-am sunat. Am mare nevoie de tine. Știu că ești descurcărești și ție ți toate combinațiile. A? Am intrat într-o mare încurcătură. Te-aș rămâne recunoscătoare pe vești dacă am putea discuta puțin. Uh, sigur, cred că e ok. Excelent. Partea proastă e că e urgent. Știi, sunt presată de timp. Crezi că aș putea trece acum pe la tine? La mine acasă? Ok. Am zburat. În 10 minute sosesc. Cel de-al doilea dialog? Bună ziua, doamna bibliotecară! Bună ziua, Matei! Cu ce îți pot fi de folos? aș dori să împrumut o carte de aventuri, dar nu mă pot decide ce scriitor aș putea alege. Am primit mai multe recomandări din partea colegilor. Toate pânzele sus de Radu Tudoran, capitan la 15 ani de Jules Verne, în căutarea lui acum de Adina Rosetti. Toate aceste cărți sunt interesante. Îți sugerez să citești întâi prima recomandare a colegilor tăi, apoi să le citești și pe celelalte două. Sigur, vei avea doar de câștigat. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Vă doresc o zi bună. La revedere! Să le luăm pe rând. Pentru primul dialog, putem observa următoarele: că Victor și fata sunt prieteni. Utilizează formule de adresare scurte care dovedesc o relație apropiată de prietenie. Apar cuvinte care exprimă emoțiile personajelor, stările lor, enunțurile nu sunt prea elaborate. În concluzie, este un dialog informal. Pentru cel de-al doilea dialog, putem observa că acesta are loc între un elev și doamna bibliotecară la bibliotecă. Sunt utilizate formule de adresare potrivite, necesare într-o asemenea situație, care dovedesc respect față de o persoană mai învârstă. Afectivitatea este redusă, doamna bibliotecară este politicoasă și matei de asemenea. Enunțurile sunt elaborate, iar exprimarea este îngrijită, așadar acesta este un dialog format. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați tipul dialogului dintre cele două personaje din romanul grafic Roller Girl de Victoria Jameson în traducerea Ioanei Tudor. Notați în caiete cel puțin două trăsături specifice a acestui tip de dialog. Uite, am adus un cadou ca să-mi ceri iertare pentru că te-am izvit de tribună și ca să nu mai fi supărată și ca să nu mă dai în judecată și să-mi ceri și cămașa de pe mine. N aș face asta, iar tu nici măcar nu porți cămaș. Ha, ce glumă bună! Ă, zoi, ce e asta? E un abțibil cu Hugh Jackman. Părul e făcut manual din sclipici, evident. Of, și uite așa o luăm de la capăt. Vă urez succes!